COVID-19 le fură copiilor bucuria de a colinda în ajunul Crăciunului. Dacă în anii trecuți copiii, dar nu numai, mergeau din casă în casă pentru a colinda, fiind răsplătiți cu diferite bunătăți, anul acesta dorința de a se proteja duce la evitarea unor momente fericite pentru toți românii. Cel mai important obicei de Crăciun nu va mai avea loc anul acesta. Îmbrăcați în haine tradiționale românești, grupuri de băieți și fete mergeau din casă în casă și duceau vestea nașterii Domnului prin colindele lor. Anul acesta va fi diferit. Vezi despre faptul că nu vom avea colindători anul acesta. Nu prea bună. Nu prea bună. Suntem învățați să ne păstrăm tradițiile și tot farmecul sărbătorilor constă în colinde. În cadouri. Copiii nu mai pot merge la colindat în grupuri mari pentru că nu respectă distanțarea, avertizează specialiștii. Bucuria îi va face să renunțe la mască pentru că se cunosc între ei și se simt în siguranță. Totuși, cetățenii își doresc să fie colindați, iar tradiția să fie respectată. O părere de rău pentru că sărbătorile de iarnă era întotdeauna bucuria a copiilor și a bătrânilor, în general, pe lângă copii, nepoți. Erați obișnuit cu tradiția. Tradiția, da, dintotdeauna. Dar fiind pandemia asta, ne cam conformăm cu zice legea, ca să nu se agraveze situația din țară. Specialiștii recomandă statul acasă, întrucât bunătățile pe care le primesc drept răsplată pentru colindat pot fi atinse în prealabil de o persoană infectată. Fără să-și dea seama, pot duce mâna la nas, la gură ori la ochi, existând o posibilitate foarte mare de a fi infectați.